Și stăm de vorbă chiar în aceste momente cu purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor de Externe, Radu Filip, în legătură telefonică directă. Domnule Filip, bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu. Ce le răspundeți celor care se întreabă de ce nici astăzi, în cea de-a doua zi, din momentul în care a fost redeschisă granița de la Rafah, niciun român nu poate ieși din fâșia Gaza? În primul rând, este un proces în desfășurare. Traficul, tranzitul prin punctul de trecere a frontierei a rămas deschis, ați văzut, și ieri au trecut cetățeni și astăzi trec cetățeni. Avem asigurări din partea autorităților egiptene, din partea celor izraeliene, că punctul de frontieră va continua să fie deschis pentru evacuări și în următoarele zile. Trebuie să spun foarte clar că criteriile de selecție, ordinea de prioritate în traversarea punctului de trecere a frontierei revine autorităților izraeliene și cele egiptene. În ceea ce privește eforturile noastre... Cele izraeliene și cele egiptene care au dus negocieri astfel încât să se stabilească cine vor fi cei care vor ieși primii de acolo, nu, să spunem. Nu am aceste informații și nu pot comenta asupra lor. În ceea ce privește eforturile Ministerului Afacerilor Externe, vă pot spune că celula de criză a Ministerului, activată încă de la debutul situației din Fâșia Gaza și din statul Israel, este activată. Chiar ieri o echipă consulară mobilă s-a deplasat în vederea asigurării unui consolidării sprijinului consular pe care îl oferim cetățenilor români în momentul în care aceștia vor putea părăsi. În momentul de față, domnule Filip, sunt cetățeni români cu care, de exemplu, n-ați mai putut să luați legătura de mai multe zile, pentru că colegii mei discută pe tot parcursul acestor zile cu familiile acestora. Mulți dintre ei spun că nu primesc informații, n-au niciun fel de date despre ceea ce se întâmplă, iar cei pe care i-au, românii pe care i-au în aceste zile în fâșia Gaza, nici măcar nu mai răspund la telefon, iar singura speranță este din nou în ceea ce face guvernul, în ceea ce fac oficialii de la noi, astfel încât să poată fi aduși oamenii acasă. Nu ne-au fost colegii mei din teren, mențin legătura cu cetățenii români și membrii de familie care ne-au solicitat sprijin în vederea evacuării. Vorbeam de un număr de aproximativ 260 de persoane, cetățeni români și membrii de familie. Nu ne-au fost semnalate cazuri în care cetățenii români sau membrii acestora de familie nu au putut fi contactați. Nu... partea aceasta de comunicare până acum nu au existat probleme, cu mici excepții, mă rog, când nu au mers internetul și, mă rog, nu au... Domnule Filip, mâine va fi din nou deschisă granița de la Rafah și dacă mâine există posibilitatea să fie scoși de acolo și români, aveți astfel de date în momentul acesta? Până la acest moment nu am aceste date, dar vă pot asigura de faptul că în momentul în care cetățenii români vor trebui să fie evacuați și va exista această informație, o vom face public cu celeritate. Și o ultimă întrebare, ce se va întâmpla din momentul în care, să spunem, că se va stabili, vor ieși și români de acolo, fie mâine, fie în zilele următoare, ce se va întâmpla cu cei care vor trece granița? Ce au pregătit oficialii de la noi? Ce plan aveți pregătit? Planurile sunt pregătite, depinde foarte mult de situația de securitate, de modul în care cetățenii români și membrii de familie vor părăsi acea zonă. Pe chestiunile tehnice aș vrea să discutăm ulterior evacuării cetățenilor români. Dar vor fi preluați imediat de acolo de oficiali români, să spunem? De oficial român, nu, dar tocmai vă spuneam că cele două echipe consulare mobile, personalul ambasadei României la Cairo și oficiul de reprezentare a României la Ramala sunt pregătiți să ofere sprijinul consular necesar în vederea evacuării în bune condiții și rapid a cetățenilor români și a familiilor lor. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări, pentru informațiile acestea de ultimă oră, doamnelor și domnilor. A fost Radu Filip, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor de Externe.